Cum arată Moș Crăciun pentru un copil? Moșul are mulți bani la bancă, nu întârzie niciodată și se iubește la nebunie cu Crăciunița. Eu cred că moșul își bagă o pernă sub burtă ca să fie atât de gras. Și burta aia cred că ajută și la cadouri. Să țină cadourile. Dar și mama ta are burtă. Ce are acolo? Un bebeluș. E cel mai frumos cadou de Crăciun? Da. O fetiță, era fetița unor prieteni, nu era de aici, din trupa mea. I-am spus, zic, uite aici am o fetiță în burtică, s-a uitat așa către mine cu o față naivă. Păi și de ce ai mâncat-o? Ștefan, oare ce mănâncă Moș Crăciun de arată așa de bine? Smochine. Smochine, da? Da. Ți-ți plac smochinele? Da. Ce mănâncă Moș Crăciun? Smochine. Tenis, nu ți-ai făcut freza? Nu. Moșul, cum crezi că ar trebui să se aranjeze când vine la copii? Creastă. Tu ai mai mult succes la fete când îți faci creastă? Da. Ea este prietena ta? Da. De cât timp sunteți împreună? De 2 ani. Daria, vrei să fii soția mea? Da. Yeah! Arată-ne să vedem inelul! Daria, tu ce spui? Mulțumesc pentru inel. Cu plăcere! De unde are Moș Crăciun atâția bani să cumpere atâtea cadouri? Pentru că merge la bancă la mama mea, pentru că mama mea lucrează la bancă. Mama ta e bancheră? Ție ți dă bani? Oare Moș Crăciun are vreo soție? Crăciunița, ai auzit de ea? Am auzit așa un pic, doar că nu mi-aminteam. Crezi că cei doi se iubesc, Moș Crăciun cu Crăciunița lui? Da. Așa cum se iubește mami cu tati? Da. Se îmbrățișează, se mai pupă. Moș Crăciun are prea lungă barbă și trebuie să și-o mai tundă un pic. La coafor. Merge și tati. Merge des tati la coafor? Uneori da, uneori nu. Și ce face tati la coafor? Se tunde. Femeie, spune, Moș Crăciun, cum reușește să ajungă peste tot în același timp? Și în Anglia, și în Franța, și în România, și în Suedia, și în Spania? Cred că renii lui sunt foarte activi și dorm foarte mult. Cine doarme cel mai mult la voi în familie? Păi, de obicei, cățelul meu. Moș Crăciun! Știi ce e aia vara? Că de nu ți-aduc eu o fotografie. Dar tu de ce crezi, Irina, că vine moșul iarna? Că îl cheamă Moș Crăciun. Și din cauza asta vine? Iarna. Hai. Ce? Te întreb eu? Da! Antonia, te-ai întrebat vreodată ce face moșul vara când nu vine la copiii cu minți? Face moș la sală. Se duce la sală? Da, să facă moș pentru cadouri. Tu te-ai dat cu Sania vreodată? Da. Și cum a fost? Foarte bine. Mai bine nu se poate. O să stau toată noaptea. Și o să văd eu pe unde vine. Daniela, știi ce-mi doresc? Ce? Eu îmi doresc să am urechi lungi de elfă ca să pot să aud că vine Moș Crăciun iar. Aha, elfa este soția elfului. Da. Așa cum Crăciunița este soția lui Moș Crăciun. Da. Moșule, mă mir că mai vii pe la mine. Recunosc, n-a fost atât de cuminte. Dincolo de momentele amuzante din viața fiecărui copil, muzica este un instrument care îl poate ajuta să crească frumos. De cele mai multe ori, timiditatea unui copil poate fi învinsă prin muzică. Cel puțin așa spun psihologii, iar această idee a fost verificată din plin de Alina Sorescu.
Voi ce faceți acolo? Luca? Vă admirați bulinele de pe tricou, de pe bluziță, ba nu e, turnul Eiffel. Da, e printre copii este o nebunie, cred că mămicile, tăticii, cu toții știu, bluzițele astea cu paiete care se schimbă, da, da, deci e o nebunie printre copii, printre fetițe. Au, care mai de care, tot felul de toalete cu astfel de paiete care se întorc. Uite-ți mă că sunt la curent cu tot, știu tot. Cât de mult schimbă muzica un copil? Mă uit la picii mei și văd cât sunt de dezghețați, de dezinvolți cu fiecare cântec nou pe care îl facem. Și nu spun cuvinte mari. Adică, muzica chiar îi ajută să scape de inhibiții și să capete curaj. Trecând peste emoții la vârsta lor, e mult mai bine și lucrul ăsta o să-i ajute în viitor, indiferent ce meserie vor avea. Pentru că vor ști să aibă încredere în ei. Știi, ca și cum arunci, știi, în arenă încă de vreme pe cineva. Se obișnuiește că așa e normal să fie. Adică se poate schimba un copil timid dacă participă la... Și să știi că în situațiile astea am rezultatele cele mai frumoase. Cu copii care sunt introvertiți, cu copii cărora le e greu să se exprime, dar prin muzică, pentru că e o activitate plăcută pentru ei, nu simt că trebuie, ei nu simt că asta e de fapt un antrenament pentru ei, își dau drumul, capătă încredere în ei, lumea îi vede pe scenă, lumea îi vede la televizor, lumea îi încurajează, primesc laude din partea celor apropiați și asta îi ajută să... Să-și dea seama ei înșiși că pot. Sunt foarte mulți părinți care poate sunt foarte ocupați. Sunt la serviciu de dimineață până seara și își dau seama la un moment dat că au acasă un copil nu foarte îndrăzneț. Ce recomandări ai pentru ei? Am multe situații, multe familii în care rolurile se împart, adică foarte mulți bunici sunt printre cei care așteaptă acum la ușă aducându-și copiii la mine. Cred că trebuie să ne gândim, să împărțim bine rolurile noastre, să ne ajutăm de alți oameni care sunt în jurul nostru. Cred că e bine un copil la vârsta aceasta, să zicem între 4 și 8 ani, până când începe greul școlii și până când, să zicem, că încep să-l canalizezi pe un drum, să încerci să vezi către ce are înclinație, să încerci să-l duci la, nu știu, la un sport, la muzică, la pictură, la șah, știu și eu, să vezi către ce este talentat. Și cred că e foarte important acum să facem efortul ăsta pentru copiii noștri. Iarnă stai un pic, 1, 2, 3 și... Iarnă stai un pic, printre copii să nu pleci curând. Nu te grăbi, chiar de e frig, am fular și mănuși în buzunar. Iar ne stai un pic, mai stai cu noi, pune fel și mișcările, hai! În pomigoi și flora geam din sidef sau zăpadă când ai chef. Și șoptim!